ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună șinițele de pui, tip crispy, cu fulgi de porumb. Este un preparat delicios și foarte ușor de făcut. Pot fi adăugate în compoziție și condimente picante, dar astăzi vă voi prezenta varianta preferată de mine. Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Pentru aceasta avem nevoie de piept de pui dezosat, al meu are aproximativ 400 de grame, de 200 de grame de fulgi de porumb fără zahăr, de o ceașcă de făină, 2 ouă, sare, piper, un sfert de linguriță, praf de usturoi și facultativ pulbere de turmeric și bineînțeles ulei de floarea soarelui. Pentru început mărunțim fulgii de porumb. Nu îi punem într-un blender pentru că ar ieși mult prea fin. Așa îi presăm cu o sticlă. Pot fi puși pe un prosop din pânză și presați apoi cu sticla. Și fulgii mei sunt mărunțiți, vedeți că nu sunt fini deloc. Acum porționăm pieptul de pui. Eu îl tai în baghete lungi, dar cu o grosime de aproximativ jumătate de centimetru. Batem ouăle bine, peste care adăugăm condimentele, sarea, piperul, pulberea de usturoi, praful de turmeric și pentru cei care își doresc ca șnițelele să fie picante, se mai poate adăuga boia de ardei iute, curry. Acum avem totul pregătit și ne apucăm să pregătim șnițelele. Dăm fiecare bucată de piept prin făină, întâi, apoi prin ou și la final prin fulgi de porumb din belșug, presând bine să se încarce fiecare bucată cu cât mai mulți fulgi de porumb. După ce le-am pregătit pe toate, trecem la etapa următoare, la prăjit. Tigaia trebuie să fie pe foc la flacără medie, iar ulei de aproximativ 1 cm. Punem în tigaie șnițelele fără să le înghesuim și le lăsăm să se prăjească pe prima parte pentru aproximativ 2-3 minute.
După cele 2-3 minute le întoarcem și le mai lăsăm pentru aproximativ un minut să se prăjească și pe partea cealaltă. Când sunt gata, le scoatem pe o farfurie pe care am pus un prosop din hârtie și poftă bună, dragilor! Sunt absolut delicioase fierbinți, dar pot fi consumate și reci. Însoțite de un sos picant, sunt o minunăție! Aceasta este propunerea de astăzi. Sper să vă placă și să o încercați măcar o dată. Dacă rețetele mele sunt pe placul vostru, lăsați un comentariu cu părerea voastră, le citesc cu mult drag de fiecare dată și, foarte important, dați share, adică distribuiți videoclipul pe pagina personală sau pe grupuri pe unde mai sunteți. Poate fi o idee grozavă pentru vreunul dintre prietenii voștri care apoi s-ar putea să vă și mulțumească. Intrați și pe canalul Croquet Your Life, poate vă place ceva și de acolo și veți croșeta alături de mine. Dați click pe abonare la ambele canale pentru că este gratuit. Să ne revedem sănătoși și voioși pe data viitoare cu o nouă idee, cu o nouă rețetă. La revedere!